Astăzi am avut o partidă dificilă, deoarece în primele 20-30 de minute am făcut câteva greșeli personale și ne-a fost greu după aceea să întoarcem rezultatul, dar ne-am mobilizat la pauză și am putut să facem un joc bun pe final. Am avut ghinion cu acele penaltiuri, dar am avut motivația și încrederea de a întoarce scorul și ne-am mobilizat. În primul rând încep cu a felicita echipa din Băilești. Îl felicit pe fostul meu coleg și Madalin Ciucă și prieten. Am întâlnit o echipă foarte bună astăzi, care a speculat fiecare greșeală noastră. Și la un moment dat uitam la ceas și era minutul 25 și eram conduși cu 3-0. La pauză, bineînțeles că sunt pe modelul întotdeauna să încurajezi jucătorii, să-i montezi. Am fost ferm convins că putem să revenim. Le-am spus că să uite de prima repriză, să încercăm să intrăm în joc, să dăm un gol cât mai repede posibil. Am mare încredere în ei, dar trebuie să se autoanalizeze și să încerce să nu mai facă aceste greșeli personale, dar din păcate la vârsta asta sunt normale. Cert este că există potențial și sperăm să câștigăm cât mai multe meciuri pe viitor.